Mă regăsit, doamnelor și domnilor, și de această dată suntem împreună pentru a dezbate împreună o carte reprezentativă a literaturii religioase. Este vorba de cartea Călătoria Creștinului, autor John Bunyan și am încercat până la momentul acesta să surprindem diverse lecții care sunt valabile, sunt utile vieții noastre spirituale. Invitații noștri din această ocazie sunt Florin Bică, redactor de carte pentru copii la editura Viață Sănătate. Bine te-am regăsit, Florin! Și pastorul Bogdan Dumitru. Bine te-am găsit! Mă bucur să fim din nou împreună! L-am lăsat pe creștin undeva în drumul lui, având o țintă foarte clară, cetatea cerească, și în această ocazie vorbim despre uh, poarta cea strâmtă și cea largă. Uh, ce ar trebui să înțelegem noi prin uh, aceste expresii, prin aceste concepte pe care le găsim și în Scriptură, dar pe care ni le propune și uh, autorul nostru. Păi, uh, cred că imaginea aceasta cu care oricum suntem familiarizați din uh, Evanghelie este uh, ușor de înțeles. Uh, acea uh, st poartă strâmtă, prin faptul că este strâmtă, este neatregătoare. Este uh, ceva care nu te atrage uh, în mod firesc. Și chiar uh, în acest capitol, uh, unul, dintre, unul dintre personaje spune la un moment dat lucrul acesta că atunci când uh, pleci uh, în călătoria spre cetatea uh, cerească, trebuie să cântărești bine lucrurile care urmează. Și spune, acolo trebuie să te gândești cu atenție la greutățile pe care le vei avea mm -hmm. de întâmpinat. Uh, ce mi se pare însă mai interesant este că destul de devreme în călătoria uh, eroului cărții apare poarta strântă. În mintea noastră, cumva, poarta strântă este uh, undeva mai departe. Odată ce ai trecut din ea, e ca și când ai intrat uh, direct în Împărăția Cerurilor. Dar aici noi vedem că creștinul ajunge rapid la, la poarta strâmtă și aici are parte și de o experiență, să zic, sau de, o, de un mic episod inedit. Întâlnește acolo un portar pe nume Voie Bună care îl înhață de-a dreptul uh -huh. și îl oarecum așa ca, ca și când l-ar lua pe sus, îl smucește, îl trage rapid de partea cealaltă a porții Ceea ce îl uimește pe, pe creștin, întreabă de ce a făcut lucrul acesta și uh, voie bună îi spune știi, există foarte aproape de aici o cetate, cetatea în care domnește Belzebu, iar uh, oamenii acestuia, arcașii lui, trag cu săgeți spre cei care vor să intre uh, pe poarta strâmtă, ca să-i răpună să nu poată să treacă de, de momentul acesta. Ceea ce mie îmi sugerează că ar fi vrut Banier să spună că în călătoria unui creștin, în călătoria lui spirituală, sunt și momente momente cheie, momente determinante, hotărătoare, când uh, parcă și forțele răului, presimțind sau poate știind uh -huh. din, din experiența altora că tu vei trece într-o etapă superioară a vieții tale de credință, uh, își uh, întețesc atacurile tocmai pentru ca pentru a te opri. Și dacă stăm și ne gândim, cu siguranță am uh, cunoscut oameni, sau poate ne s-a întâmplat chiar nouă, să vedem oameni care să treacă prin momente foarte dificile, cât ajungi să te întrebi de ce s ar fi, uh, adunat puzderia asta de necazuri asupra acestui om. Dar da, poate... da. Florin, iartă-mă, tu prin poarta cea strâmtă înțelegi necazuri care mod în supranatural vin nu. în viața noastră? Vezi o serie de dificultăți cu care noi ne confruntăm? Nu, nu nu la asta mă gândeam. Eu vă explicam un pic ceea ce s-a întâmplat uh -huh. la, la, la poartă, par, faptul că a fost tras mai repede. Dacă mă gândesc la uh, semnificația porții strânte sau semnificațiile, pentru că până la urmă nu știu dacă există o semnificație una anume, doar una, doar una. putem să ne gândim ca la un moment de decizie. Poarta este un loc de trecere din, de la ceva, dintr-o parte în partea cealaltă. Dar ea este strâmtă și tu trebuie să, trebuie să, faci un efort ca să treci pe acolo. Ea este incomodă. Uh -huh. Ce înseamnă că e strâmtă? Să ne gândim la o ușă obișnuită. Da? Nu ea nu este o ușă prin care treci lejer. Ci este ceva care presupune un efort ca să treci de partea, de partea cealaltă. Există de asta spuneam că este ceva care ar putea să te descurajeze în, în, fața, în fața porții. Ceva care să, să te determine să rămâi totuși în, exter uh, în, în, partea, în... A, în partea cealaltă. Ei. Uh -huh. Adică să nu mergi mai departe. Uh, da, cred așa, că cum, așa cum ai subliniat Florin, imaginea aceasta este preluată din Sfânta Scriptură. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre poarta cea strâmtă, despre calea cea strâmtă o. Prezintă în contrast cu calea cea largă. De ce sunt puse în contrast? Pe calea cea largă poți să mergi cum vrei tu, poți să cari ce vrei tu, pentru că este loc suficient. Pe calea cea strâmtă nu este loc să iei cu tine nimic altceva decât Sufletul tău curat. Pe acolo trece doar Sufletul cu. Doar, uh, uh, mulți oameni ar vrea să ia cu ei și banii, și mașinile și toate lucrurile astea. Însă poarta aceasta și cărarea aceasta este atât de strâmtă încât nu poți să treci cu nimic altceva. Este de fapt un mijloc de selecție pe care Dumnezeu îl face, prin care se asigură că omul trece pe acolo curat, fără alte bagaje de murdărie, de adăugiri omenești. Asta e prima, primul aspect. Cel de-al doilea aspect este imaginea aceasta a porții înguste, a cărării înguste, este folosită de Domnul Isus Hristos în predica de pe Muntele Fericirilor. El se afla pe munte și, de obicei, în perioada aceea și în perioada Evului Mediu, cetățile pentru a fi protejate erau construite undeva pe munte și cărarea care ajungea la cetate era foarte îngustă. Toate cetățile se închideau la apusul soarelui și călătorul care era pe drum trebuia să se grăbească pentru că dacă nu ajungea la timp la cetate, la apusul soarelui se închidea poarta și nu se mai deschidea până dimineață. Și avea să doarmă în afara cetății, nefiind protejat de zidurile cetății. Aceasta e imaginea pe care Banian o preia din Biblie. Poarta cea strimtă este locul la care trebuie să te grăbești ca să ajungi acolo, să ajungi la timp. Ca să ajungi acolo trebuie în graba ta să depășești anumite Lucruri care vor să te țină înapoi, iar când vrei să treci de partea cealaltă, nu poți să treci cu orice. Creștinul, dacă vrea să-l primească pe Dumnezeu în Sufletul lui, Dumnezeu ori este totul, ori nu este nimic. Alături de Dumnezeu nu mai poți să pui pe altcineva. Dumnezeu nu poate să accepte lucrul acesta, pentru că e o formă de compromis. Și de aceea poarta este strâmtă, ca tu să nu poți să treci cu altceva pe acolo, pentru că să-L primești pe Dumnezeu, Dumnezeu să fie totul pentru tine în viața ta. Aș mai pune o, o nuanță aici la ideea aceasta de renunțare. Sigur că în, în povestea lui Banien, eroul trece odată prin această poartă strâmtă. Să mă gândesc că în viața noastră spirituală se poate să trecem de mai multe ori prin porți strâmte, pentru că noi nu renunțăm deodată la tot cum spuneam noi într-o emisiune anterioară, cartea aceasta este despre un progres, despre o creștere, despre procesul sfințirii, despre o dezvoltare continuă. Și pe măsură ce avansezi în călătorie, descoperi că sunt și alte lucruri care necesită, nu știu, modificări, schimbări, ajustări. Atunci e posibil ca pe drum să te întâlnești de mai multe ori cu porți dintre acestea strâmte, unde tu trebuie încă o dată să iei o decizie, să mai ajustezi ceva în viața ta de creștin. Și apoi este o distinție aici, este poarta strâmtă, iar dincolo de poarta strâmtă ne așteaptă, ce ne așteaptă dincolo de, de poarta strâmtă? Automat este numai calea îngustă sau dincolo de poarta strâmtă este și calea îngustă și calea largă? Da. Dar este interesant, în <coughs> capitolul nostru, Dincolo de poarta cea strâmtă, este cărarea cea îngustă care spune că este dreaptă. Mai sunt cărări pe lângă ea, dar spune că sunt șerpuitoare. Dar cărarea cea îngustă este o cărare dreaptă care spune autorul nostru a fost deschisă de patriarhi, de profeți, de Hristos, de apostoli. Mm -hmm. Îmi place imaginea aceasta. Cărarea lăsată de Dumnezeu. Nu este o cărare cu uh, ocolișuri, este o cărare dreaptă. Uh, cărarea cea largă este o cărare care este sinuoasă. Te trece prin toate lucrurile, o să vedem uh, la un moment dat chiar și pe cărarea aceasta îngustă, uneori trebuie să treacă prin uh, bălciu Da, sunt anumite încercări, dar ea pentru faptul că este dreaptă, pașii tăi se, merg la sigur merg la sigur către împărăția, împărăția cerească. Este un aspect foarte important pentru viața noastră, că uneori noi tot, nu știu, mergem agale sau ne uh, depărtăm, ne deviem, dar Dumnezeu dorește să avem o țintă clară și spre cer trebuie să mergem drept. Însă, cum găsește creștinul poarta această strântă? E interesant, capitolul precedent se termină cu reîntoarcerea Călătorului De pe cărarea pierzării Unde a fost sfătuit de omul înțelept să se ducă Dar trebuie să se întoarcă de acolo De unde a greșit drumul Nu este o cărare în care uh, Sări peste o etapă Și ieși undeva mai sus Ci este, trebuie să te întorci de acolo De unde ai căzut Pentru ca să poți să parcurgi drumul corect Pe parcursul cărții o să găsim câteva Personaje care mai sar gardul În altă parte uh -huh. mai uh, uh -huh. O iau pe scurtături și când ajung tu mai la capăt, li se spune, uh, voi ați trișat. nu puteți să moșteniți viața veșnică. Deci, e un traseu. Creștinul trebuie să parcurgă traseul acesta și când cade, trebuie să se întoarcă de unde a căzut, să biruie acolo unde a căzut, pentru că în felul acesta Dumnezeu construiește un caracter, construiește o viață, sfințește și curățește viața creștinului ca să poată să se potrivească pentru Muntele Sionului care îl așteaptă la sfârșit. Și cred că aici, în capitolul 3, devine un pic mai clar faptul asta că această călătorie presupune arderea anumitor etape și nu poți nici să te oprești la jumătatea drumului pentru că, chiar dacă tu parcurgi o parte din drum, și asta înseamnă creștere dacă te-ai oprit undeva pe, pe traseu, este insuficient. Eșec. Eșec. Iar dacă, așa cum spunea Bogdan, dacă cumva ai te-ai rătăcit, dacă te-ai dus pe un drum uh, lăturalnic, te-ai dus la o intersecție, deși aici, ca o paranteză, este, o, este invers decât avem noi o imagine, noi avem imaginea orașului în minte. Bulevardul larg poate are trei benzi pe sens sau și mai mult și străduțele adiacente sunt micuțe și uh, nesemnificative. E, aici dru drumul principal este drumul îngust, uh, total neatregător. Uh, E, ești foarte aproape dacă ați fost vreodată pe, pe vreo creastă și uh, propaste pe stânga, prăpastie pe dreapta și tu mergi pe acolo și mai bate și vântul, s-ar putea să, să da, cazi. Aici, aici, dincolo de pro... că acesta este drumul dependenței totale de Dumnezeu. De asta este atât de strâmt, pentru că dacă ar fi mai larg, ai putea să te bazezi pe propriile tale puteri, pe, pe propriile a, picioare. pe propriile picioare. Dar cărarea aceasta este atât de îngustă încât doar prin credința în Dumnezeu. De asta Biblia spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Cărarea nu te lasă să mergi altfel. De, eu, eu, Bogdan, vreau să vorbesc și Florin, vreau să vorbim puțin de momentele de rătăcire. Am vorbit în ocazia trecută, însă, la momentul acesta, cumva subiectul e mult mai bine conturat, pentru că ne folosim de informații și din emisiunea trecută. Dincolo de metaforă, care considerați voi că este una dintre rătăcirile mari? O rătăcire care mă împiedică să trec prin poarta această strâmtă. Având în vedere acum, mă folosesc de o informație pe care Florin ne-a oferit-o, și anume că nu vorbim de o singură, un singur moment în viață, o singură intrare, și nu vorbim de un moment de final al călătoriei, ci vorbim probabil de, de o etapă de trecere care s-ar putea să se tot repete în anumite momente ale vieții noastre. Și aici era o altă curiozitate, dar nu cred că mai avem din să vorbim, când anume are loc trecerea prin poarta cea strâmtă. E, e, de fapt o călătorie pe care creștinul începe. Când începi să mergi pe o cărare. Biblia vorbește despre faptul că atunci când creștinul începe parcursul acesta spiritual, de transformare, spune cade de șapte ori, dar se ridică. Sunt oameni care evită să înceapă călătoria aceasta, să intre pe calea această strâmtă toată viața. Da? Însă Dumnezeu, cu cât încep mai devreme lucrul acesta, cu, cât ai mai, cu atât ai mai mult de câștigat, cu atât ai mai mult să-L experimentezi pe Dumnezeu. Tânărul, fiul risipitor, a plecat de acasă. Cu cât a stat mai departe de tatăl său, cu atât am bătrânit mai mult, cu atât puterile l-au părăsit mai mult, cu atât s-a îmbolnăvit mai mult și cu atât resursele pe care el le avea și putea să le folosească pentru tatăl lui, s-au împuținat. Și s-a întors acasă în momentul în care era deja probabil bolnav, bătrân și Probleme. Cu probleme. Și atunci a mai oferit tatălui său ultimii ani din viață, să spunem așa. Ce frumos ar fi fost dacă... Tânăr, fiul risipitor s-ar fi întors și ar fi dat seama, încă când mai avea punga jumate de bani, când era încă tânăr, capacitățile intelectuale erau puternice, se întoarcă la tata. Putea să-i fie de folos mai mult timp sau ce frumos ar fi fost dacă n-ar fi plecat niciodată și dacă și ar fi dat seama de la început ce valoros este tatăl său. E, la fel este și cu care acea strâmtă. Dacă vrem să ajungem în cer, fiecare dintre noi trebuie să o, să o începem, Să... să începem să mergem pe ea da, eu, cu cât eu plecăm etapă mai devreme un eveniment este evenimentul când creștinul își recunoaște păcătoșenia și vrea să înceapă o viață cu Hristos aici se vorbește în, în povestea din capitolul 3 despre ceea ce s-a întâmplat anterior și pasnicul acela voie bună îi spune creștinului, tu trebuie să te gândești serios la două lucruri. Unul dintre aceste lucruri îl reprezintă greutățile care te așteaptă. Adică trebuie să conștientizezi. Stai și te gândești, are vreun sens afirmația asta a lui? Pentru că dacă, bun, și dacă nu te gândești la greutăți, tot trebuie să iei în considerare destinul veșnic, ceea ce se întâmplă la final cu cetatea pierzării. Uh -huh. Dar uh, îi spune, tu trebuie să te gândești foarte serios la ceea ce te așteaptă, că nu o să fie un drum ușor și în același timp, zice, trebuie să... este o expresie acolo, uh, valoarea uh, slavei cerești. Adică să iei în considerare, să cântărești și răsplata finală. Trebuie să te gândești uh, și la ceea ce este la capăt de drum. Văd asta ca un fel de factor de motivare, de a-l motiva să meargă mai departe. Nu vei merge la nesfârșit în pe drumul ăsta îngust și nu vor fi mm -hmm. întotdeauna doar probleme. Că uneori poți să ai și senzația asta că viața de creștin e o viață chinuită. O viață de mai bine te lipsești decât să... <laughs> ia mă, Doamne, mai ziceau bătrânii pe la țară, adică nu mai, că nu mai suport, m-am mă... da, săturat, nu mai rezist. Ei, trebuie să... Și întotdeauna trebuie să ai o perspectivă echilibrată și vom vedea pe parcursul cărții cum se alternează momentele dificile cu cele de repaus, de odihnă, Adică pe calea îngustă, care e îngustă, există totuși și acele momente când creștinul se oprește și întâlnește prieteni și e bine primit și spune că s-a odihnit și uh, socializează. socializează și mănâncă da. struguri. Da, da, Dar da. A, a, e important să, să avem și echilibrul acesta, pentru ca oamenii să nu înțeleagă că a fi creștin înseamnă duce o, da, o, viață, o viață tristă, ne, ne îmbrobodim și cu cearcă ne la ochi așa și stăm. Trist toată ziua pentru că asta înseamnă să fii, să fii creștin. Până la urmă, lucrul acesta depinde de felul în care tu te raportezi la ceea, ce se, la ceea ce ți se întâmplă. Și vom vedea în carte de mai multe ori creștinul pus în situația de a decide ce să fac. Frământările astea de, de moment. În fiecare zi, noi trecem prin astfel de frământări, avem astfel de întrebări. Și micile decizii ale zilei sunt, de fapt. Chiar dacă sunt mici și în aparență neimportante, sunt uh, totuși parte din acest proces al creșterii, al, al, progr al progresului. Da. Da. Îmi place un lucru care se întâmplă în capitolul acesta, și anume um, creștinului îi se descoperă anumite elemente noi despre călătorie pe care el nu le știa până acum. El la început începe călătoria știind că are o, o povară în spatele lui, dar nu știe exact unde o să scape de ea. Știe că o să scape undeva, că există un punct, dar nu știe unde. Abia aici îi se spune, uite, tu va trebui să ajungi la locul în care se numește mântuire. Acolo îți va cădea uh, povara singură din spate. După aceea, înainte de lucrul ăsta, va trebui să ajungi la tâlmaci. La, tâlmi, uh, la tâlmaci, acolo se vor descoperi lu lucruri noi. E, Traseul acesta al credinței nu este un loc în care creștinul primește din partea lui Dumnezeu descoperirea întregului drum. Este un proces al credinței în care Dumnezeu îi descoperă treptat. Unul, dacă ne-ar descoperi Dumnezeu totul, poate ne-am descuraja sau, știu eu, nu ne-am mai angrena în călătoria aceasta. Dar Dumnezeu ne descoperă treptat Suficient cât avem nevoie ca să mergem mai departe și să ne încredem în El. Traseul acesta al, trans, al transformării creștinului este un traseu al credinței. Să-ți manifeste credința în Dumnezeu și la momentul potrivit, Dumnezeu îți va descoperi mai mult. Deci, te, zi, zi. te-am oprit? M m mai este o altă imagine, te rog, poate. Te rog, o... 5 minute da? mai avem. Ok, este imaginea pe care Florin am menționat-o mai devreme, chiar la intrarea în această cetate, în poart, pe poarta aceasta, spune, din cetatea lui Belzebu se trage cu săgeți pentru ca să, atunci să se încerce, măcar atunci călătorii să fie împiedicați să intre pe care aceasta cea, cea strâmtă. Să știți că în viața creștinului diavolul urmărește anumite momente, cheie, în viața omului, ca atunci să-l facă să se descurajeze. Și sunt momente cheie pentru care, dacă nu suntem atenți, ajungem să tragem, așa cum se spune, să le rezolvăm, să le reparăm, an de zile. Un exemplu biblic este viața lui Iacov. Pentru un moment în care l-a mințit pe tatăl său dându-se drepte sau, a trebuit o viață întreagă să repare greșeala aceea. Uh, și sunt și alte ocazii în Sfânta Scriptură. Sunt momente cheie în care diavolul știe că în momentul acela este, ești pe punctul de a lua o decizie care îți va impacta toată viața. Și atunci caută cu tot arsenalul să te descurajeze sau să te îndrepte pe o cărare greșită. De asta omul trebuie să se prindă în fiecare moment de Dumnezeu, mai ales în momentele de încercare, pentru că o încercare niciodată nu vine într-un moment în care Uh, nu ai nimic de câștigat. Și încercarea vine atunci când Dumnezeu vrea să te ridice la următoarea etapă. Când ai ceva de câștigat și atunci diavolul se prinde de tine și zice nu, cu toată forța să te trag înapoi. Dar asta, încercarea ar trebui mai degrabă să ne încurajeze pentru că este semnalul prin care noi ar trebui să înțelegem că Dumnezeu dorește să ne ofere ceva mai mult. Florin? Uh, greșelile pot fi corectate, dar ele nu pot fi uh, șterse într-un anumit sens. De exemplu, atunci când creștinul rătăcește drumul sau cade în mlaștină, sigur, el iese din laștină sau se întoarce de pe drumul greșit, dar nu mai poate recupera timpul pe care l-a uh, pierdut uh -huh. făcând uh -huh. acea greșeală. Adică, există întotdeauna o amprentă a uh, păcatului sau a greșelii care rămâne și uh, nu că nu poate fi iertată. Ea poate fi iertată greșeala respectivă, dar. Uh, ceva s-a pierdut acolo, ceva, ce, ceva nu mai poate fi recuperat. Uh, un drum este așa cum îl construiești, cu bune și cu rele. Și chiar dacă uneori, după cele rele, tu te pocăiești, te regreți și revii pe calea dreaptă, ceea ce s-a întâmplat nu se, mai, nu se mai schimbă și atunci pot exista pierderi mai mici sau mai mari. Vom vedea la un moment dat că se pune în carte în discuție și chestiunea aceasta a, a impactului pe care... Unul îl are asupra celuilalt. Creștinul uh -huh. are o influență asupra celor din jurul lui. Însă, ce observ așa. Uh până acum, din tot ce am discutat până la capitolul 3, este înclinația creștinului din carte de a găsi întotdeauna o cale alternativă, mai ușoară. Întotdeauna, cred că... Cred că, cred că, cred, cred, cred că este în firea noastră asta. Da? Este ceva adânc înscris în gena noastră să, să găsim drumul mai, mai ușor. Și uneori, probabil că ne ajută în alte circunstanțe unde se și permite. Dar în ce privește uh, lupta spirituală pentru ca să, ca să crești în relația ta cu Dumnezeu, aici într-adevăr lucrurile se se complică pentru că tendința de a te duce întotdeauna pe drumurile acelea lăturalnice poate deveni la un moment dat un, chiar un obicei mm. și ratezi, ratezi și, drumul. Și referitor la ceea ce ai spus, este imaginea asta la poartă când voie bună îl smulge, îl trage dintr-o dată pentru că vede pericolul. El nu era conștient că poate să fie lovit de o săgeată și atunci el trebuie să fie smuls de acolo. Este imaginea unui copil care e în fața unei mașini. Nu poți să-i spui în momentul acela cu frumosul, măi, dă la o parte, pentru că mașina vine, trebuie să-l iei, ca să-l ferești de, de pericol. Uneori se întâmplă și lucruri de felul acesta în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește frumos, ne îmbie cu dragostea Lui, dar sunt și momente în care dacă Dumnezeu nu intervine radical în viața noastră să ne cutremure un pic, să ne zmulgă de acolo unde suntem, am fi uh, pierduți pentru totdeauna. De asta, călătoria aceasta a creștinului prezintă atât relația omului cu Dumnezeu, dar și intervenția lui Dumnezeu în diferite ipostaze. Uneori îl Scoate cu dragoste și cu blândețe din mlaștina deznădejdei, alteori îl trage cu, cu brutalitate, am putea spune, aparent, din fața unui pericol care putea să-i curme viața. Vă mulțumesc și pentru această ocazie, Florin, Bogdan, pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mult mai bine această etapă importantă din viața creștinului și din viața noastră. Sper să fim sănătoși și să ne revedem și data viitoare. Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă recomandăm această carte, din toată inima, să o lecturați, Călătoria creștinului, autor John Bunyan. Vă dorim lectură plăcută și vă dau întâlnire și în ocazia viitoare. Toate cele bune!